E, da, întrebarea acum. Ce faceți Florinel Tavi? Că și Tavi a jucat excelent stânga. Asta e marea întrebare. Asta e cea mai mare întrebare care se va răspunde în meciul cu Universitatea Cluj. A, gata, știu. Tavi pe stânga și Florinel vârf. Vezi? Așa va fi. Am înțeles, e clar. Să vedem dacă funcționează. Că, deci acum să băhoria, spun un lucru. Toți jucătorii noștri, în afară de exemplu Coman sau Olaru, trebuie să înțeleagă că în afară de ăștia doi, Coman și Olaru, da, care sunt intangibili, Coman cu Olaru. Care nu te poți atinge de ei. Ei și șut, trebuie și să șut, și șut, domnul Becali, cum? Și șut, da, și șut, deci ăștia trei. Șut, da. Olaru și Coman, ăștia sunt trei care sunt fixi. În rest, toți ceilalți sunt cinci schimbări, ne folosim de toți jucătorii. Companiu, și trebuie obligatoriu să joace Companiu, că tot mă, că intră la pauză. Că scrie bunicul, dacă nu joacă Companiu. Dar nu toată dacă Companiu, de exemplu, intră în minutul 60, ca să țină adversarii sus acolo după cei 2-0. Mm-hmm. Care e treaba? Păi toți jucătorii trebuie să joace. Nu? Ce, Ovidiu Popescu? Lasă tată că intră pe urmă. Sau Djokovic, intră pe urmă. Care e treaba? Când are nevoie, ce trebuie să joace aia? Nu, tată, nu. Mm-hmm. Nu, așa e. Trebuie să facem echipa în așa fel încât arbitru să nu poată să influențeze. Uh-huh. Adică, bă, tu mi-anulezi mie, îmi dai bine la mișto 11 metri, las că îți dau un gol în plus. Da, adică să jucați trebuie împotriva tuturor. Da, împotriva tuturor, așa trebuie. Nu? Asta e, nu? Toate, numai așa.